La nuntă, adică în împărăția cerească, vor intra numai cei care, asemenea celor cinci fete înțelepte, vor avea candelele credinței aprinse cu uleiul milosteniei. Cei care nu au făcut milostenie vor rămâne afară din rai, chiar de-ar fi împodobiți cu marea virtutea fecioriei. Fără milostenie nu există mântuire. Lucrul acesta este vădit și de pilda celor 10 fecioare, în care Domnul aseamănă împărăția celor cu o nuntă, iar pe oamenii aseamănă cu 10 fete, toate fecioare, care luând candelele lor au ieșit să-L întâmpine pe mire. Mirele din această pildă nu este nimeni altcineva decât Hristos, care va veni cândva să judece viii și morții. Atunci, la nuntă, adică în împărăția cerească, vor intra numai cei care, asemenea celor 5 fete înțelepte, vor avea candelele credinței aprinse cu uleiul milosteniei. Cei care nu au făcut milostenie vor rămâne afară din rai, chiar de-ar fi împodobiți cu marea virtute a fecioriei. Milostenia este cheia care deschide porțile împărăției cerurilor.